Salutare tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastră de pierdut în timp. Și bineînțeles, înainte să începem, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și voi acel mic butonaj de like dacă susțineți seria și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri. Și haideți să strângem vreodată peste 1000 de like-uri pentru acest nou episod. Înainte de toate, vreau să vă reamintesc că în această seară, la ora 8, suntem live pe YouTube. Deci, la 8 seara, ne vom juca Minecraft cu abonații și o grămadă de minigame-uri șmechere, bă, nene, bă. Deci, vă aștept la 8 seara pe toți pe YouTube să ne distrăm acolo, așa ca de început de weekend. Și am cam multe chestii pe aici, bă. În acest clip vreau să mergem și noi în Nether. Sunetul cam tare sau nu se pare mie? Bă, cred că e ok acum. Hai să ne facem noi repede un pickaxe. Deci n-am făcut nimic off-camera. Momentan, bine, de la clipul anterior când am prezentat. Pentru că am vrut să vedeți și voi exact ce diamante mai am. Ce o să fac cu aceste diamante, serios. Lemn, come on. Some fucking wood. Uite, un băț. Serios? Un băț? Trebuie să mergem să luăm și lemn. Bag piciorul. Și n-am... Tăi așa, să-mi dau ăsta mai încet. Că l-am la maxim. Ok. Și vreau să zic, Nether-ul este normal, adică nu este un Nether custom, așa cum v-ați obișnuit cu această mapă, ci este un Nether normal, adică tot ce găsiți pe o artă generată de Minecraft, o să găsiți și Nether-ul nostru, cam asta este toată chestia, numai că, nu știu, avem și noi nevoie să mergem în Nether, să vedem și noi cam care ar fi spawn-ul din Nether și să vedem dacă e vreun fortress în apropiere, bănele, bă, să luăm și noi ceva blazuri, ne apucăm să facem poțiuni, chiar vreau să facem poțiuni de speed. Mai ales, bine, poțiunile de speed se fac cu sugar, dar am nevoie de nether wart-ul ăla pentru a face poțiune ciudată, awkward potion, sau cum se spune. Ok, hai că am luat niște bucățele de lemn pe aici. Și fraților, vreau să nu uitați, deci vă spun de pe acum, vreau să nu uitați să scrieți în comentarii dacă vreți ca în clipul următor să facem și un enchanting table. Adică dacă să ne apucăm de enchantat, eu aș zice că e cam de vreme, dar las asta la latitudinea voastră. Latitudinea voastră, să spuneți voi ce credeți că este cel mai ok să facem. Ok, hai să facem pickaxe-ul ăsta, mergem și noi undeva jos. E lavă pe undeva prin apropiere și uitați că, în sfârșit, casa lui Ronnie nu mai arată așa de tăiată. Înainte, știți foarte bine că era foarte tăiată, gen pe acolo se termina, practic plutea. Acum văd că arată ceva mai fain. Aia e căsuța lui Eddie. Am mai făcut și pe acolo și Trex, frate, și-a pus la pom Trex aici, să nu avem treabă. Ok, haideți să mergem aici jos în mine, Dumnezeu cu mila, bă, eu sper să dăm de lavă. Hai să luăm așa, hai să luăm așa, să vedem dacă ajungem unde trebuie. Și da, filmez singur pentru că este 1 dimineața și nu vă dați seama, cam toți dorm. La ora asta de eu sunt mai nebun, eu încep facultatea peste câteva săptămâni, pentru că fără frecvență rules. Au. Serios, am coborât până aici și nici nimic aici. Bai! Bai! Opa, asta e așa. Stai că parcă... Au fost pe aici niște combinații și parcă am mai găsit ceva... Nu mai știu exact care era șmecheria. Ah, ok, deci urcam înapoi sus. Bă, pe aici sigur trebuie să fie lav. Nu mai știu exact în clipul ăla când am explorat aceste mine. Nu mai știu dacă era... Adică, nu, sigur trebuie să fi fost pe undeva lavă, mi-amintesc, dar nu mai știu exact unde. Asta e problema, știi? Și-mi bag piciorul că acum trebuie să stăm o grămadă să căutăm lavă. For fuck's sake, îți bagi de mine, frate, lavă. Come on, ia uite, coal. Ba, am avea nevoie de ceva coal pentru că avem deficit de cărbune. Și pe aici nimic, nu cred. Deci nu cred. Ah, mă, frate. Nu lavă, nu nimic, nu, nu, chestii, chestii. Oh my fucking god, no, uite, cred că deja din clipul în care... Eu cream că o să găsim foarte repede lavă. Nu știu ce, aveam eu un creier aici, ceva, o chestie înfiptă, că bă, e lava acolo, dar... Nada! Să fi fost lavă în cealaltă mină, acolo, nici nu văd ce ar putea fi. Nu știu, să fi fost lavă în cealaltă mină, bă. Pentru că noi acum ne-am dus fix în față, să fi fost acolo pe la line mining, corect? Da, bun, și acum întrebarea e, cum ajungem noi înapoi acolo la... De fapt, uite, pe aici. Hai, mă. No, hai să ne întoarcem. Deci din clipul ăsta deja când trebuie să mergem în Nether văd că o să facem niște fonfleuri pe aici. Dar nu-i baie, bă, mai explorăm, ne mai plimbăm, mai povestim una alta, nici nu mai știu ce să vă spun. A, da, Dreamhack Cluj, bă, vă spun eu după acum, eu o să fiu la Dreamhack Cluj. Nu știu exact dacă o să fiu invitat, s-ar putea să fiu invitat acolo să fac stream, să particip la streaming area și chestii, dar... Dacă sunteți în Cluj sau în apropiere de Cluj sau aveți posibilitatea să veniți până la Cluj, 4 zile, de pe 29 octombrie până pe 1, dacă nu mă înșel,
O să fie Dreamhack-ul și o să fie un major Dreamhack, adică Dreamhack-ul mare, o să fie mai mare decât cel din București și o să vină... Am auzit ceva, nu. O să vină foarte, foarte, foarte multă lume, să urmează idei, o grămadă de echipe profesioniste de CSGO, 16 echipe la număr, dacă mai țin eu bine minte. Ok. Pa aici nu... Bă, serios, nu găsesc apă! What the fuck? Frate, incredibil. Cred că toată lava de care am dat a fost astupată, nu știu ce am eu impresia asta. Sau am dat pe aici de lava măcar. Anyway, și în orice caz o să fiu și eu acolo. O să vin cu Eddie, nu mai știu care mai vine, dar eu cu Eddie sigur o să fim acolo. Și eu zic, bă, chiar merită. În sfârșit, I found some fucking lava, dar nu mă ajută. Eu vreau lava de aia să fie pe jos, bă. Bag piciorul ca să pot vărsa apa pe ea. Na, păi nu, așa și facem, bă. Na, bine, și-am făcut două bucățele. Stai, serios? What? Am crezut că-i tort să-ți bagi joc de mine. Am pus ciupercă și am crezut că-i tort. Ok, aici o să fie puțin cel mai întunecat. Da, aveți răbdare așa puțin cel până iau eu șmecheria asta. Oh, cita... Oh, opa, 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 opa. Oh, e bine, băi, e lava aici de sub. Bun, hai, poate facem rost de tot obsidianul de care avem nevoie de aici. Avem nevoie de 10 bucăți? Nu? Da. Și am făcut deja rost de... Două bucăți! Ai, mă! Și aici de mai multe, serios. Bă, căul, cărbune, ceva? Hai să căutăm niște căul întâi. Era căul ăla. Uite, acum am oftit că n-am luat căul ăla, frate, și pe aici e tot lat. Hai să iau eu o torță. Uite, furăm de aici o torță. Să o punem acolo lângă noi, să avem lumină. Că după mă jurați, bă, de Andrei! De ce faci filmări și nu se vede nimic? Și n-ar fi drăguț. Bă, și nu știu, ce părere ați avut de... Uite că mi-am adus acum aminte de clipul de Omegle pe care vi l-am pregătit. Fac mi bine. Hai să facem așa. Deci chiar am stat, bă, oră jumate. Oră jumate, se poate vedea și pe filmare că se vedea în dreapta jos acolo ceasul. Deci am stat, zic eu, destul de... mult. Și sper că v-a plăcut. Ok, am 4 bucăți, 5 bucăți o să am. 5 fucking bucăți. Și o să mai am nevoie de încă 5. De unde facem noi rost de încă 5 bucăți? Bac piciorul. Știi, asta e toată chestia. Frate, e mult mai complicat. V-am zis deja cum e treaba cu minereuri pe harta asta. Deci este mult mai complicat să faci rost de minereuri. Dar, păi nu uitați-vă în legătură cu lava, frate. Să discutăm puțin despre lava. De câte ori... Opa. A, e... Da, e aceeași. Îți bagi de mine. What the fuck? M-a speriat singur. Și hai să o luăm și pe cealaltă parte. Ha, mă, frate. Încă 5. Încă 5 bucăți. Deja clipul ăsta se transformă în ceva clip de căutare de obsidian. Să-mi bag picior. Oh, așa, o luăm pe aici. Și pe aici, bă, nene, bă, ok. Ha, mă, lavă. Ha, mă, te rog. 5 bucăți de lavă. 5 bloculețe acoperite în întregime de lavă, nu lavă curgătoare sau ceva, nu, pur și simplu... Oh, man, și uite, am ajuns să sap. Opa! Opa! What the fuck? Am dat de ceva? Căul! Bă, n-a fost lavă, dar a fost o bucată de căul și cu asta ne facem 4 torții. 4 torții, ok. Avem aici ceva aer, hai să-l luăm, pentru că nu știu când o să avem nevoie de aer în plus. Mai bine îl luăm și atât, serios. Oh, fuck me. Fuck me. Hai că pun blocuri sub mine că n-am ce face. Bă, avem o problemă. Deficit de lavă. Să-mi bag piciorul, deci mă jur că n-avem nici cea mai mică idee că o să se întâmple chestia asta. Hai de capul meu. Hai să urcăm sus. Bă, o fi la suprafață. O fi la suprafață sau o fi, știți că am mai intrat într-o mină găsită de Ronnie. Acolo pe lângă ferma lui. Sunt curios acolo. Dacă mai este mina aia, dacă n-a astupat-o deja. Și... Ce frame drop a fost. Deci, efectiv, s-a blocat tot Minecraft-ul. What the fuck? E prima oară când mi se întâmplă chestia asta, sincer să fiu. Ok, am, frate, 5... Bă, dar poate are cineva obsidian, ești nebun? Poate are cineva obsidian, bă. Hai să percheziționăm cuferele. Cuferele la înaintare. E noapte? Cred că e noapte. E noapte, hai să ne culcăm, să nu avem probleme.
Vacile alea dorm acolo fericite. E ok. No, bun. No, let's fucking see. Ar trebui să iau și-o, de fapt asta o să le iau off camera. O să iau ferma, o să mai mulțesc aici și eventual o să le și omor, ca să vedem ce recoltăm. O mai avea, hai să vedem dacă ne putem împrumuta de la Ronnie cu 5 bucățele de obsidian, să mergem și noi în Nether. Sau de la Red. Red a jucat destul de mult. Off camera, aici, what? Da, n-are. Aici n-are, bă, dar are, ok. Atunci hai să mergem la Trix. La Edi și la, Edi nu cred că, și la Ase, mă rog. Nu cred că prea are rost să mergem pentru că încă în faza de dezvoltare de casă. Știi? Aici mă gândesc, uite că Trex a mai făcut mai multe chestii pe aici, hai să vedem. Poate, poate, ce fac mă, Payangan? Payangan, bun. Poate, poate, de fapt, nu, de ce ar avea Trex? Uai, cât afirmare. De ce ar avea Trex Obsidian? Întrebare. N-are de ce să aibă Obsidian, nu? N-are. Deci singurul rămas e Red. Deci fiți antrenând, nu găsim noi Obsidian la Red. Să-mi bag piciorul. Bă, mi-e rușine. Mi-e rușine. Dar și-ai bă pe mapa asta, să știți și voi. Că-i compliche. World save și o să... Am dezactivat mesajul ăla, trebuie să dau restart la server și n-am dat de când am deschis serverul prima oară, de când am apărut primul clip de pierdut în timp, n-am dat niciun restart la server și de-aia a rămas mesajul ăla. Opa, e... S-a apucat să-și facă ceva garaj de aici, oare? Ok, și Obsidian Red. Obsidian, te rog. Black Wool. Aha, mă, serios. Ok, și lavă? Dăm de lavă? Ceva lavă pe sus, așa cum se mai întâmplă? Cum shit happens? Nu, nimic, nu? O să disper în curând, să-mi bag piciorul. Pe mapa asta o să disper. Și uite de ce vreau să merg, frate. Pentru că am nevoie de Nether World. Trebuie să găsim un fortress, să luăm Nether World. Ca să putem face puțin de speed. Pentru că e o mapă imensă. Și dacă nu te miști cu speed, te ia mama recu. Te ia mama lui Ștefan cel Mare, încărcă și fuge cu tine. Ca să meargă treaba mai repede și nebun la cap. Nu, frate, ne trebuie neapărat. Deci neapărat ne trebuie speed. Poțiune de speed și n-am cum să fac rost. Dacă mai vreau de 5 bucăți de obsidian. Ok, deci rămâne pentru mine. Da, deci obiectiv. Pentru mine off camera să caut lav. Fac piciorul în ea lav, să iau obsidian și cred că clipul următor o să revenim din moment ce o să avem toate cele necesare. Adică când o să... Ia uite asta. Am uitat să-i recoltez. Și siduri? Uite aici. Adică când o să avem deja portalul gata făcut sau ne gândim unde să-l punem, nu știu, vedem. Da, ideea e că nu vreau să aud sunetul la enervant. Deja am făcut o greșeală cu ferma asta lângă casă pentru că toată ziua aud eu la intrare. Bine, nu pot să imit eu acum oaia sau o vacă. V-ați dat și voi seama deja. Da, păi nu. No, hai mă. Veniți de vă înmulsiți. Veniți de vă dați la joale. Bă, faceți ce vreți. Faceți, vă dați unde vreți, cum vreți, în cine vreți și în ce orificii vreți. Da, vă rog, înmulsiți. Ok, thank you. Cred că am dat la toate. Eu spamez așa de nebun, mă vârtesc, spamez, cred, dreapta. Dar știi care e chestia? Poate e pe acolo, prin mijloc, o de asta nebună, care n-a primit încă satisfacție de la WIT. Și poate nu se înmulțește. Asta ar fi nașpam, nașpet. Dă bun, gata. Le eradicăm, bă, că deja sunt prea multe. Nu, 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 nu! Nu! Bă! Ce? What the fuck, vedeți cum? E, asta e ghinion, două vaci micuțe, ați ieșit, ați fost fraiere. Da, bun, hai să omorâm toate astea mari de aici, să mai facem rost de mâncare pentru viitor. Și uite cel mai bine, eu obișnuiam să intru înăuntru, dar hai că le dăm așa. Sper să nu-mi merez din greșelă de asta mică. Pentru că, you know, shit happens și poate le omor și după o să fie urât, bă, adică Zandre omoară cu sânge rece niște pui de vacă și oaie și iaiurea. O să dea prost, știu, o să fie iaiurea. Să afle internetul aceste lucruri. Foarte nașpa. No, bun, gata. Dar de ce vin după... Avem 39... Oh, bun. Începem să ne perfecționăm mâncărica, bă. În sfârșit facem noi rost de carne pură, de carne bună. Și... Baked potato. Hai să punem cartofii ăștia la prăjiți. Ia uite câtă carne aici. Opa, așa. Ia uite și aici câtă... Bă, le pusese la prăjit deja. Deci avem...
aproape un stack de carne, adică nu cu ăsta, avem peste un stack, un stack jumate aproape chiar. Ăsta îl punem aici, uite, îl punem aici. Bă, eu zic că avem măcărică, stăm destul de bine, din păcate, și îmi cer și eu scuze încă o dată că n-am făcut rost de obsidianul ăla. Chiar nu mă așteptam, frate, să găsim așa de greu obsidian. Adică, nu știu, mă așteptam așa din greșeală, să dau de ceva lavă pe jos, care stă acolo și care mă deranjează, dar nu. Hai să ne mai uităm totuși așa cu o ultimă strigare, uite aici. În mina asta că este de Roni, vedem dacă găsim, dacă nu, asta e off-camera, o să caut eu și o să filmăm când o să găsim. Dar am apa la mine așa. Poate vezi cum ar fi fost să găsesc apă și să n-am apa la mine. Aia ar fi fost picătura care ar fi umplut. Ah, haru! Ești nebun? Nu, nici aici nu e, frate, uite. Ia, pă, dar suntem la un Y foarte mare. 40, am intrat destul de mult în cave. Nu, hai cu lavă, te rog, hai cu lavă. Aici, aici trebuie să fie lavă. Y25. Ok, Y25, da? N-aveți idee ce e în sufletul meu în acest moment. Sufletul meu e foarte... Ok, stai aici, deci fie antenă, nu găsim aici, pac picior. Hai, te rog, lavă, nu? Ba da, lavă. Nu? Ok, fraților, cam asta a fost episodul. Nu are rost să vă mai țin pentru că sunt aproape sigur că nu o să găsim lavă cât de curând și că o să trebuiască să caut eu ca nebunul lavă pe aici, băgam aici piciorul să-mi bag. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest episod și dacă vreți să continuăm această serie și nu numai, cu cât mai multe episoade. Și încă o dată nu uitați că la ora 8 seara, azi, bineînțeles, 8 seara, azi, sau în seara asta la ora 8, ca să spun așa mai pe înțelesul tuturor, suntem live pe YouTube și ne vom juca Minecraft cu abonații și multe alte cele. Deci vă aștept acolo și ne auzim atunci, bă, ne de bă, eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți, bă, pa, pa, bă, pa.